De ce crezi tu că românilor le place să aibă o mașină mare, un Jeep, un SUV? De fapt, cred că e o chestie mai balcanică așa. Pot să răspund din simplu motiv că așa. Am acasă o iubitoare de... E mult spus SUV. E mult spus SUV. Crossovere, SUV-ulețe. Dacă observi, noi uităm pe stradă. Nu sunt SUV-uri, sunt SUV-ulețe și crossovere. SUV-ul SUV, când a apărut SUV-ul, erau Q7 X5. Ălea mari. După aia, na, oamenii nu și-au permis, domnule, n-am bandă SUV, e mare, consumă mult, dar producătorii au văzut că se cer. Și atunci, hai să facem la ăștia niște SUV-uri mai mici. A apărut X3-ul, mă rog, la Toyota RAV4, au început să... Da, și-au făcut din ce în ce mai mici. Toyota Aygo X, că e înaltă, înălțată. Da. E o mașină mică, de oraș, dar înălțată. Că nu e SUV, evident. Motivul numărul 1, pentru care, de exemplu, soției mele îi plac mașinile astea mai mari, în primul rând, nu agață în borduri. De la BMW a trecut la Corolla. Adică eu am întrebat-o, bă, uite, eu aș vrea să iau o Toyota, a, da, îmi place Toyota, vreau și o cutie automată, gata, o cutie automată, consumă puțin, e nou, avem copil, nu știu ce. După aia, domne, eu nu mă simt în siguranță în Toyota. Eu înțeleg de ce, era foarte ușoară direcția, îi se părea că prea repede face așa, nu știu, asta e stabilă, nu pot să ilustrez. Domne, că e prea mă simt în siguranță, domne, că nu știu cum, e joasă, era foarte joasă. Camry mai înaltă, cu destul, adică nu mă deranjează la borduri. Bun, după aia, domne, mi-ar plăcea o mașină mai înaltă, mai sigură, să nu mai iau bordurile, mă simt mai în siguranță. Da, și că ești mai sus, vezi peste trafic. Da, ești mai în siguranță, îți oferă un confort atunci când conduci, te mai duci pe un drum de țară, te mai duci pe un drum de munte, mai te mai parchezi duci la munte, ilegal, mai te cațări pe o bordură dacă n-ai loc, adică are niște întrebuințări, are o utilitate. Și am ajuns la X3. Și acum am ajuns la Q3. De la X3 la Q3 am trecut pentru că X3-ul era mai vechi și a vrut și o mașină mai nouă pentru că a lăsat-o de vreo două ori în stradă, s-a enervat și a zis că nu mai merg cu mașina asta. Înțelegi? Cu toate că au fost chestii superficiale, n-au fost chestii, cum să zic, grave. Motivele principale, cel puțin la noi în familie, domne, vrem un SUV-uleț. Eu n-am vrut SUV, SUV înseamnă costuri mari. SUV-uleț-ul, adică un crossover, că e mai înaltă, mai ușor de parcat, vezi mai bine, te simți un pic mai în siguranță. Astea sunt chestii până la urmă practice. Cine vrea SUV de neam ghiță, nu mai vrea doar pentru treaba asta. Vrea pentru prestanță, opulență, imagine, plus siguranță, plus etc. De ce crezi că în vest nu sunt atât de multe? Ce, ei nu vor siguranță? E o chestie de mulțime. Când toată lumea vrea ceva, ăsta este și un pericol în trafic. Când toată lumea are SUV și tu nu, tu cu mașină mică, când dă unul cu SUV în tine, pentru tine e un pericol. Exact. Te expui la un risc suplimentar. Da. Ăia în afară că toți au mașini mici, tu când îți iei SUV devii un pericol pentru ceilalți. La modul de impact, inerție, absorpție de șocuri, dai seama, uite, cazul Huidu cu ăia, a dat Huidu cu meleu în Logan, meleu n-a avut nimic, Logan a murit toți. Din meleu n-a murit niciunul, din Logan a murit toți. Uite, asta e nouță, are, te cum lucește. Asta era 4 plug-in hibrid, are 306 cai sau 300 câți cai are. Asta e un SUV adaptat pentru oraș, că consumă puțin, un car, și nu știu ce. Mă rog, au apărut SUV-urile adaptate pentru oraș, hibride, plug-in hibride și așa mai departe. Dar SUV-ul clasic, roți mari, BMW i6, BMW i5, Touareg, Q7, meleu, geleu, etc. 3000 diesel, 4000 diesel, 3000 benzină. Vine la pachet cu niște costuri fantomă, foarte mari. Eu unul înțeleg un crossover, înțeleg un SUV de dimensiuni medii. Eu o Alea Gen X7, bă, nu ești în America. Cayenne, hai că Cayenne e la limită, știi? În ca dimensiune. Macan, da. Ford Raptor? Nu, exclus. Dodge Ram, lasă-mă. Hilux, asta e o utilitară. Asta e practică, nu doar, asta nu e de mof. Aia nu ți-o iei la agățat, aia ți-o iei să lucrezi, să cari, să etc. De-aia sunt mai rare. Deci pentru românii care vor pentru scopuri practice, ești mai sigur discutabil. Ești mai sigur că ești mai sus. Dar ce mulți nu știu este că ești mai ușor răsturnabil. Exact, dacă te lovește într-o parte. Dacă ți-o dă în lateral, da. Te dus. Adică dacă te prind tu cu un Mini Cooper, nu te răstoarni ca cu Q7-le. Nu. Dacă dă în lateral. Dar chiar dacă te răstoarnă, fiind dita mai măgăoaia, s-ar putea să absorbă din șoc, să sară o cortină de airbag, ai centura și să nu pățești mare lucru. Da. Știi? Adică e cu dus și întors. Eu cred că gândești mult prea tehnic. Eu nu cred că pentru asta așa au ei SUV. Eu ți-am spus motivele obiective pentru care ți-ai luat un SUV. Da. Siguranță, vizibilitate, borduri, mă duc la munte, mă duc la pescuit, mă duc la un concediu, nu știu ce. Dar majoritatea, exact cum spui și tu, alea care sunt scumpe în mod special, că nu ții tu Skoda Kodiaq să te dai șmecher. Asta și-o cumpără că vrea practică, la pescuit, la cărat, la tractat, la nu știu ce. Când ți-ai luat gele, uite, m-a fixat apărut.
Ai înțeles? Nu, ăsta s-o ia să zic că să moară mama cine sunt eu. Da, da. Oricine mi-ar zice mie cineva, când ți-ai luat Maybach GL și nu ai șofer, ți-ai luat-o, să moară mama cine sunt eu. Plus că, cinstit vorbind, că ești în București, că ești în Vâlcea, că ești în Brașov, că ești în Timișoara, că ești la Bastui, că, bă, frate, SUV e mare, mă, tată, mă, nu, n-ai loc, exact. E lung, e lat, e virează greu, mm-hmm. etc. E bun la drum lung, nu zic că nu. Drum da, lung, stai în spate, ai loc, ai siguranță. Deci eu am crossover în familie, acum fac și mișto. Dar astea sunt motivele. Domne, am vrut să nu înjulez bordura, să fie mai înaltă, să mă simt mai în siguranță, să fie practică. Deci să fie practică, nu am vrut mm-hmm. Q7. Mm-hmm. Bă, puteam să iau ceva mai low, dar soția a avut o mașină care să se încălzească din telefon sau telecomandă. E friguroasă. Nu, dar având X3-ul ăla care pielea în gheață e bâtă exact. Iarna. Și copilul. Vii cu copilul și copilul i-a zis exact. Iarna asta, te văd, mami mi-e frig, nu stau, mami mi-e frig, nu stau. Bine, are scaunul ei, dar și scaunul ei e rece. Sau când se pune, până, mami e frig, mami e frig, până se încălzește, ce să ți-ai pornit 2.5-ul? Hai de da, da, da. Consumă 20. Și atunci am zis, bine, trebuie să luăm o mașină mai eficientă, stofă, fără piele. Hai să vedem dacă găsim o variantă cu V-Vasto. Uite, X7, ta mai X5, X7? Da. X7, bobiță. X, uite cât a plăcinta, bă, băiatule. Tot ce Mercedes nu-mi place. Nu-ți place EQA? Nu-mi place niciun Mercedes. Nu-mi place Mercedes în general. Îmi plac alea vechi și îmi place MG GTS-ul, nu zic că nu. Și mai îmi place, S-Maybach îmi place. Ăsta e un Mercedes bun. Ăsta GLK, ăsta f***. Da. Bun. Nu, dar G-ul? G-ul, no. G-ul a fost construit pentru alt scop. Deci, domne, am G-Wagon AMG și vezi câte da. O gagică. Așa întrebau... Îl folosește numai urban. Domnișoară, aveți idee cât autoblocante are mașina asta pe ea? Nu știu ce e ăla. Poți să o blochezi în față, în spate, central, toate, nu știu, are multe funcții smart pentru off-road. O caroserie foarte rigidă, o mașină gândită pentru heavy duty, te dai cu ea în București, bară la bară. Condusă da. De O gagică care habar n-are ce conduce. Nu înțeleg, e o chestie de flex. De show-off. Zero utilitate. Uite câte crossover-e sunt în jurul nostru. 1, 2, 3, 4 și în spate 5, 6. Sunt mai multe crossover-e și SUV-uri decât mașini obișnuite. Da. Păi da, am văzut că mulți se duc înspre zona da. Asta de crossover-e, mini SUV, SUV-uri. Cu asta închei. Mulți nu știu dezavantajul SUV pe lângă costuri și pe lângă răsturnare. SUV-urile au un centru de greutate mai înalt, iar atunci când mergi mai sportiv, se simte. Față de o limuzină, da, da. Față de una sport, nu mai zic, e diferență mare. Tocmai din cauza asta se răstoarnă dacă intră cineva în tine pe lateral sau dă un pic în tine în jap, te-a răsturnat. Iar alea care sunt de genul Highlander, Dita mai plăcintele, alea super ușor de răsturnat. Da, alea le răsturn tu, numai din 2-3 manevre greșite, gen a săit un câine și am tras stânga după aia dreapta și te-a răsturnat. Ceea ce cu mașină mică nu prea se întâmplă. Da. Exact. Deci centrul de greutate vine cu multe dezavantaje. În primul rând, și dacă nu răsturni și nu faci accident, e mai enervantă la condus, adică stai în spate și intră tu pe viraje, pe, așa cu SUV-ul și pe aia intră cu limuzină și pe aia intră cu mașină sport, o să vezi că ești mult mai stabil în aia cu centru de greutate mai jos. Iar asta la drum lung creează, din punctul meu de vedere, disconfort. Acum, dacă ai o mașină din aia de 100.000 cu suspensie pneumatică, adaptivă, premium, nu o să simți. Așteptăm și părerea voastră și să ne vedem cu bine în următorul video. Salut, pa, la revedere!